În județul Hunedoara este o criză a medicilor de familie, lucru recunoscut și de către autoritățile competente din domeniu. Într-o declarație dată în exclusivitate pentru UNU TV Deva, Adrian David, directorul Casei Județene de Asigurări de Sănătate Hunedoara, anunța în primăvara acestui an că pentru rezolvarea acestei probleme, instituția pe care o conduce a depus un proiect cu finanțare externă pentru achiziționarea unui cabinet medical mobil. Județul Hunedoara avea o problemă deosebită cu cabinetele medicale individuale, cu medicii de familie. Sunt 15 localități din județ în care nu avem niciun medic care funcționează. Practic 13.788 de oameni nu beneficiază de asistență medicală primară. Am luat decizia de a accesa fonduri nerambursabile europene, fonduri norvegiene. Am făcut o cerere de finanțare în luna martie pentru achiziționarea unui cabinet medical mobil cu care vom efectua caravane de monitorizare a bolnavilor din aceste, a pacienților, nu neapărat a bolnavilor, din aceste zone. E o cerere de finanțare de 580.000 de euro depusă. Dinspre proiectul intitulat Centrul Comunitar Mobil de Sănătate, care mai cuprinde și îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice, vin vești bune. Astfel, proiectul, primul de acest gen depus de o casă județeană de asigurări de sănătate din țară, a trecut de prima etapă de evaluare. Suntem în parteneriat cu un ONG care va efectua activități de îngrijire la domiciliu pentru bolnavii care nu se pot deplasa în unități spitalicești pentru a-și trata afecțiunile. Suntem prima casă județeană din România, casă de asigurări sănătate din România, care depune o astfel de solicitare. Casa Națională mai este beneficiară de astfel de fonduri, însă la nivel de județ suntem primii care am luat o astfel de inițiativă. Cea de-a doua etapă de evaluare a proiectului Centrul Comunitar Mobil de Sănătate al CJAS Hunedoara va începe în curând, iar Ministerul de Resort a dat asigurări că procedurile se vor finaliza în cel mai scurt timp posibil.